Salutare, numele meu este Alex și bun venit la un episod din Time Tangle. V-am povestit despre acest joc, este un joc foarte tare și hai să trecem să vedem cum e. Eu am jucat, sunt la nivel hard. Nu pot să trec de-al doilea boss la hard, dar poate dacă mai facem episoade, o să trec. Că poate îmi dați un loc. Uite, uitați, ăsta e un boss. Uite, aici sunt nivele normale, sunt cele ușoare. Dar o să vină nivele mai grele. M-am chinuit o oră să trec de acel boss și tot n-am reușit. Nu să citesc. Să citiți. Nu știu ce acum. Știu deja controlul. E problema pentru mine. E foarte ușor jocul. E 3D jocul, asta îmi place. La joc. Are și multă acțiune. Aici, acum trebuie să... Acum învăț. Nu trec direct la acțiune. Dar știați găinile astea sau... Ce-o fiele, pot să vă iau o inimă? Uitați! Ce am făcut? Am trecut de intro, trecem la portal deja. O să fie ușor. Pentru mine. Ei, trebuie să mă vezi. Deci dacă ar fi, eu n-aș băga pe PSB după ce face. O să vedeți ce face ea. Dacă uitați să vă spune, să vă placă acest lucru. Fina, nici n-am văzut cum e bătălia cu un boss. O să le plac oricum. Bossii. Dar al doilea boss se complică. Eu joc de pe telefon, de pe tabletă, cred că e mai ușor. Awesome. Nu e te da mare tu, că oricum ești praf în acest joc. Putea să te facă și pe tine mai folositoare. Nu știu la ce, dar mă rog, trebuie să te facă. Aș lovi eu pe voi așa. Pardon. O să vedeți un chest când termin. Se sunt de din prima 5. Vreau să vă arăt ce item ai să iau. Trebuie 2. Chest. Ușor. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Văd că unii dintre voi o să înceapă în comentarii. Ai furat-o de la nu știu cine. Știu că... Ai furat-o ce? Da, când vreau să joc și eu, normal. Hai. Ești doar. Nu
Am dovorât doi, mai sunt doi. Ce prost pot să fiu eu în același timp. Și astea sunt nivele normale. Să nu spun cum sunt nivele grele. Dar hai, încarcă-te la putere maximă, așa. Așa, mota mea. Cum sunt eu și cum e el? Hai să te folosesc, că nu mai am viață. Haide, să-mi pic asta mai jos. Hai, ce putere îmi dai? Antante, dizemane pe dizemane, compane. Antante, asta mă fac. Telefonul, îmi aduce un om. O să vedeți. Nu am o creatură care să mă ajute. În această călătoria mea. O să fac episod de 10 minute, că e foarte tare acest joc. Cred că o să fac o serie. Uitați, vine așa mă căciuri. Și vreau să știu că o să-mi dea viață. Uitați, ce animație tehnică. Acum vreau să colectez asta. Asta. Nu știu cum pot ce ar fi pur. Nu că mulți dintre voi uitați la Cartoon Network și uitați la Finci și ce Adventure Time. Să înceapă aventura. Sper că mulți dintre voi vă uitați. Și dacă vă uitați, o să mi se pare foarte cunoscute personajele. O să instalez Minecraft. Joi, o să-mi iau și card să filmez mai multe videoclipuri. Azi încerc scuze că n-am postat mult, nu mi-am făcut încă temele. Temele? Dacă nu vă încercează. Stop, îmi da. O să tărcăți cât și acum. De fapt, nu e așa hard acum. Dacă stau să mă gândesc. O, Jake! Acum îl fac praf din prima. Yeah! E tare jocul. Îi recomand. Nu doar dacă sunteți fan de Adventure Time. Eu, de exemplu, nu sunt un mare fan. Dar mă uit că-mi place. Și tot îmi place acest lucru. Venit, mă. Cumva cu mine urâtule, creștor. Vreți să-ți cum te bat din prima? Uite, sunt la șocherie. Uitați, am bătut din prima. Cum are atâta forță? Cum are atâta forță? Yes! Da, e tare jocul. M-aș gândi să fac și Score Hero. Dacă l-ați văzut la Darius, o să se numească tot fotbal extrem ca la el. Bă, de ce să nu se lasă? Vedeți și voi. Nu s-a lăsat. Dacă așa l-a învățat mama lui, nu o să fie piesă, că n-am zice. No man is immune to their influence. Păi, dar... Așa ai plecat. Și în desene e atât de ipocrită ca acum, ca în joc. Era ceva...
Se sono spazio un po' bulgare, se fa che va la sta dare è impossibile. Ah, scusa. Non so se parte bene. Non so se fa. Cerca mouse. Dacă nu lăsați în comentarii și voi rezolva. Acum e treaba că pot să joc cât vreau. Am făcut, o să mor acum. Mai fac challenge-ul ăsta și o să... Hai să mor acum. Dă șocul. A, ce mai mă oprește acum? M-a captivat jocul. Ați văzut și voi cum e jocul. Mă fac o serie, da. Poc, una. Poc, două. Și poc, trei. M-a captivat jocul așa de mult încât am jucat mult. Nu știu să zic că n-am vorbit în acest episod, am fost foarte concentrat. Și cam atât, lume. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de like, share și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!